bun găsit, domnilor și domnilor, la Brașovul tău, Brașovul tău, prima parte. Și vom merge în județ, de data aceasta chiar în centrul județului, undeva prin vechea denumire, Țara Făgărașului. Și ajungem la Beclean. Acolo l-am întâlnit pe domnul Cosmin Neancu. Este primarul comunei Beclean, o comună mare, o comună frumoasă, cu sate aparținătoare. Vom discuta despre fiecare din aceste elemente, chiar cu domnia sa, aflat aici în studio. Bună ziua și mulțumesc pentru prezență. Domnule Neancu, spuneți-mi, dacă cauți pe net ceva despre comuna Beclean, sigur, în afară de site-ul primăriei, un site bine făcut și informativ, aflăm și din alte site-uri câteva lucruri despre istoricul acestei comune. Este o comună veche, este menționată încă din secolul XV. A cunoscut la sfârșitul secolului XIX, începutul secolului XX, oarecare depopulare, pentru că lumea destul de săracă din acea perioadă a plecat, și unde să plece? În America, evident. Făgărășenii au iubit America de mult. I-au așteptat pe americani după 45, care n-au mai venit decât foarte, foarte târziu. Spuneți-mi, sunteți primarul acestei comune, sunteți la primul mandat. Vă apropiați oarecum de final și ar trebui să faceți un bilanț. Dacă cineva v-ar cere acest bilanț, ce i-a spune întâi de toate? În primul rând vreau să vă spun bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație. Este adevărat ceea ce mi-ați spus până acum și telespectatorilor ce le-ați spus. Vreau să mă prezint, sunt Cosmin Leancu, sunt primarul comunei Beclean din anul 2012, am 32 de ani. Mulți înainte! Vă mulțumesc! Sunteți un primar tânăr și în forță, zic eu. Da. Referitor la ce m-ați întrebat, dacă aș putea după 4 ani de zile să trag o linie, și, exact. Așa vă pot spune foarte multe lucruri și foarte multe proiecte care le-am în derulare în continuare. Aș menționa cu asfaltarea străzilor în localitatea Hurăz, al doilea sat ca mărime al comunei, prin care s-au asfaltat toate străzile. Am asfaltat toate străzile în satul Beclean, reședința de comună, prin bani de la Consiliul Local cu ajutorul Consiliului Județean. Spuneți că ați asfaltat, înseamnă că atunci când ați ajuns în 2012 nu erau asfaltate. Da. Am făcut proiectele tehnice, ne-am apucat de lucrări. Cu ce firme? Ați adus firme din Brașov, din țară? Din țară, care au câștigat licitațiile. A fost totul foarte transparent. Am reușit să finalizăm o lucrare de canalizare în satul Hurăz. Mai construit stația de epurare doar. Urmând acum să o predăm la Apa Canal Sibiu. Vreau să fac o precizare. Comuna Beclean este în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Apa Canal Sibiu, prin care suntem prinși cu un proiect 2016-2020 pentru reabilitarea conductei de apă în satele Hurez, Beclean și Luța, conducta fiind foarte, foarte vechi, 1967-70, când s-a tras apa sătenii din, după cum știți și dumneavoastră, de lângă combinatul chimic Făgăraș, au avut atunci prioritate, au avut apă, au avut gaze, au avut utilitățile de mult. Mulți spuneau din zona aia, avem noroc cu combinatul. Cu combinatul chimic, corect, ce spuneți dumneavoastră. În derurale, prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, prin Programul Național de Dezvoltare Locală, am reușit să depunem și să ne finanțeze cu suma integrală a 4 proiecte. Aducțiunea de apă potabilă pentru statele Calbor și Boholț, în care suntem la capitolul de avize pentru a demara această lucrare. Este o lucrare de aducțiune de apă potabilă pentru cele două sate, în valoare de 1 milion de euro fără TVA, cu stații de pompare, stații de tratare, de care o să beneficieze locuitorii celor două sate.
Am avut un proiect care este la jumătate, asfaltare străzi Luța, Comuna Beclean, are acum după 15 martie, când va veni căldura, o să demarăm și o să turnăm și al doilea strat de asfalt. Aha. Primul strat s-a turnat în toamnă din cauza condițiilor meteo, exact. S-au sistat lucrările. Deci n-ați asfaltat iarna așa cum fac? Nu, n-am asfaltat iarna. Da. Nu. Da, o secundă vă întrerup pentru telespectatori. Da. Becleanul are în subordine, ca să zic așa, patru sate, Boholț, Calbor, cinci. Boholț, Calbor, Luța și Hurezu. Da. Da. Da, deci oarecum le păstoriți? Le păstoresc pe toate și le-am luat pe toate. Din câte îmi spuneți, lăsați-mă să continui chiar o secundă, vă rog. Ați primit această bogăție, să zicem, edilitară, cam golită și de asfalt, golită și de canalizare, golită și de aducțiuni de apă și așa mai departe. N-ați găsit mare lucru, ca să zic așa. Da, n-am găsit mare lucru, nu m-am plâns de aceasta, am muncit împreună cu echipa mea zi de zi, dar uite că această muncă a dat roade, dovadă sunt proiectele din cadrul primăriei și finanțarea acestor proiecte care stă la baza lucrărilor care s-au efectuat și se vor efectua în Comuna Beclean. Și acum, și peste o lună, două, trei, până ducem la final sau la sfârșit aceste lucrări. Bun, toate aceste lucrări sunt lucrări de anvergură și nu sunt făcute de pe o zi pe alta. Da. Ele sunt gândite pe termen mediu și lung. Evident și investiția este pe termen mediu și lung. Și lung, corect. Și sunt convins că v-ați gândit că veți duce în spate toată această construcție și pe mai departe. Spuneți-mi, sigur, oamenii, vorbeați de echipa dumneavoastră, e formată din consilieri sau aveți o altă echipă cu care lucrați? O parte din consilieri și angajații primăriei. Aceasta este echipa cu care lucrez. Spuneați o parte din consilieri, vă referiți la, știu eu, oameni cu care sunteți prieteni, oameni care fac parte dintr-o anumită formațiune politică sau pur și simplu oameni pe care i-a selectat dumneavoastră pentru calitățile lor? Mă refer la oamenii care vor să colaboreze, adică la consilieri locali care vor să colaboreze cu primarul comunei pentru a face ceva pentru satele care i-au ales, care i-au votat și au ajuns în consiliul local. Stând de vorbă cu oamenii, aducându-mi la cunoștință și spunându-mi toate problemele, necesitățile, pentru că nu pot să stau zi de zi de vorbă cu oamenii să le știu toate astea. Ei sunt consilieri, sunt în mijlocul oamenilor, îmi aduc la cunoștință problemele, neclaritățile, neajunsurile care se pot rezolva. Mai sunt și care nu se pot rezolva. Acum nu putem rezolva, dar nu mâine, nu poi mâine. Corect. Spuneați de consilieri cu care puteți colabora. Da. Sunt și unii cu care nu puteți colabora? Da, sunt. Sunt și consilieri cu care nu se pot colabora. Din, nu vor ei, nu vreți dumneavoastră? Din partea mea am fost deschis. Sunt deschis cu oricare cetățean al Comunei Beclean, oricare consilier local. Este un pas negativ din partea lor și din partea mea, ca să spun aceasta. Deci un pas negativ din partea lor, că nu vor să colaboreze cu aparatul propriu al primăriei Beclean. Da, este păcat, pentru că Becleanul nu este o metropolă cu milioane de locuitori. Nu, dacă aveam aproximativ sunt în jur de 1600 de locuitori. Aproximativ 2000 de locuitori. 2000 sunt, 1680 au fost în 2009 când s-au făcut referendum. Recensământul populației. Bun, deci iată o comunitate închegată. Sunt convins că cei care nu doresc să colaboreze poate nu vor mai prinde un alt mandat, pentru că cetățenii... Decide cetățenii. Exact. Cetățenii vor vedea cine a lucrat, cine a stat deoparte, cine a întors spatele, nu? Da, sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Spuneți-mi, deci am zis, dacă tragem o linie, ce credeți că nu ați reușit să faceți? Nu ați putut, n-ați reușit sau poate n-ați vrut? Din proiectele care le-am promis în 2012, eu și echipa mea, din care am discutat cu oamenii, cred că
le-am realizat pe toate. Nu pot spune că s-au și finalizat în proporție de 100%, pentru cum am spus și noastră mai devreme, sunt proiecte pe termen mediu, pe termen lung. Am accesat toate fondurile care au fost necesare pentru derularea acestor proiecte. Adică mă refer la proiectele mari. Asfaltare, aducțiunea cu apă potabilă, schimbarea, reabilitarea conductelor de apă potabilă. Dar sunt proiecte care pot să le spun cetățenilor că le-am promis în 2012 că le fac. Am făcut toate formele, am depus toate proiectele necesare, dar nu depind toate acestea de mine, finanțările acestor proiecte, nu depind numai de primăria Beclean sau de primar sau de un om anume. Depinde legislația României, depinde fondurile care le dă Ministerul Dezvoltării Regionale sau Consiliul Județean. Sunt multe lucruri care nu depind numai de primar. Dar pentru toate aceste lucruri s-au făcut toate demersurile și asigur pe cetățenii comunei Beclean că sunt făcute demersurile ca să se facă aceste investiții. Da, pentru că vorbeați de legislație care nu întotdeauna este perfectă sau nu întotdeauna s-ar potrivi dorințelor dumneavoastră, spuneți-mi ce probleme ați întâmpinat? Din acest punct de vedere, mă refer, legislativ. Când, foarte simplu, legea nu este clară sau, cum să spun, unde am documentele care ni se cer nu totdeauna sunt și corelate cu realitatea. Da. Am avut, adică ne-am confruntat cu probleme care le avem și în ziua de astăzi, ne judecăm pentru proprietatea comunei, cum ar fi căminele culturale, școlile în care în extrasele, ca să faci un proiect, bineînțeles, îți trebuie prima dată ca să atești dreptul de proprietate. Corect. Dacă ne uităm în extrasul CF din după și înainte de 90 și după, vedem, avem surprize că la un cămin cultural să apară și biserica sau să apară și o persoană decedată în care trebuie să stăm, să ne judecăm, să ducem dovezi că este proprietatea comunei. Da, comuna, dacă ne uităm prin vechile documente, în dialectul săsesc îi spunea și Bethlehem și Bedloinen și așa mai departe. Deci era o comună într-o anumită perioadă cu foarte mulți sași. Mai țineți legătură? Foarte mulți sași pentru satele Calbor și Bolt, peste Olt. Asta vreau să vă întreb. Dacă aceștia, sigur, care au mai rămas câteva familii, nu au mai rămas. Țineți cumva legătura cu cei care au emigrat sau cu părinții lor? Nu, sunt plecați de mult. Și vă dați seama, distribuindu-se generația, trecut oameni, n-a mai ținut nimeni legătura, rupându-se de locurile natale, s-au rupt, au venit alte generații, casele, imobilele s-au vândut, grădinile au intrat alți proprietari peste ele, s-au construit. Ați văzut, suntem într-o continuă dezvoltare și ascensiune. Da, pentru că vorbeați de alți proprietari, de exemplu, Căminul Cultural, cui a aparținut? Avem o problemă și suntem acum în Căminul Cultural din satul Boholz, este al Bisericii. Al Bisericii Evanghelice? Nu, al Bisericii Ortodoxe. Al Bisericii Ortodoxe apare pe extrasul CF, Cămin Cultural, sat Boholz, proprietar Biserica Ortodoxă. Înțelegi, ceea ce nu este nici adevărat sau pot să spun din discuțiile care le-am avut cu preotul statului, nu este nici eficient, pentru că niciodată o biserică nu se poate, o biserică, vorbesc din statul Boholz, o comunitate mică cu 100 de, maxim 100 de locuitori, aproximativ 100 de locuitori, nu o să poată să întrețină un cămin cultural. Da. Dar activități bănuiesc că totuși activități sunt, cum să nu? Au loc acolo. Au loc, spectacole, se ocupă preotul din sat. Avem pe raza comunei Beclean, avem și un ansamblu de dansuri, Junii Becleanului, ne mândrim cu asta, format din tineri de la vârste frage, de la 5-6 ani până la tineri trecuți de 30 de ani. Da. Bun, spuneți-mi, haide să detaliem puțin, câte școli aveți în comună? Școli... Că vreau să abordez două subiecte care, știu eu, sunt problematice la nivel național, nu numai la nivel local. Sănătatea și învățământul. Da. Pe raza comunei Beclean avem 4 școli.
din care funcționează doar două. Adică cum? Scuzați-mă că... Funcționează două deoarece... E interesant, dumneavoastră îmi spuneți, sunt trei școli, funcționează două, eu am găsit... Patru școli. Funcționează patru, doar două. Aha. Eu am găsit în documentarea mea că sunt doar trei școli și trei grădinițe. Vă rog să-mi spuneți realitatea. Da, realitatea este, avem școală în satul Beclean care funcționează, grădiniță cu școală, că este în același corp de clădire, de clădire, corect. Unde funcționează este cel mai mare sat al comunei, reședința comunei. În satul Hurez, al doilea sat ca mărime, școala cu grădinița nu funcționează. Vă spun și de ce. Vă rog. Din cauza... prima dată este o cauză în care Guvernul României ne-a alocat microbuzele școlare, să ducem copilașii, elevii, ducem la oraș. Este vorba de orașul Făgăraș, în care această Făgărașul de localitatea Hurez sunt 3,5 km. Este aproape. Toată lumea... Eu am încercat, am avut discuții cu locuitorii comunei și ne-am spus că nu totdeauna dacă ai copiii la școală în Făgăraș sau într-un oraș mare să alea, este adevărat că o să învețe carte mai multe decât dacă sunt la sat. Sau, știu eu, cadrele didactice sunt de mai bună calitate sau așa. Corect. Acolo am și avut un proiect finanțat de Consiliul Județean și pe fonduri europene cu cofinanțare de la Consiliul Județean, prin care consilierii, unii consilieri locali nu au vrut să voteze această reabilitare a școlii și grădiniței din statul Hurez. Pe ce motiv? Pe motive politice. Am înțeles. Să ne întoarcem. Bun. Acum să venim și la satul Calbor, o școală frumoasă, cu muzeu al satului în această unitate de învățământ, o școală pe două nivele, cu curte. Asta înseamnă că există populație școlară care să... Nu funcționează, din păcate, tot așa din cauza numărului mic de elevi, dar care merg la Făgăraș. Și mai avem în satul Boholț o școală cu grădiniță, în același corp de clădire, în care funcționează sunt 38 de copilași. Grădiniță plus clasele 1-4. 1-4, deci clasele primare. Da. Da, pentru că... Sunt și avantaje și dezavantaje în sistemul de învățământ, românesc și cu dotarea microbuzelor. Cred că atunci a fost o greșeală sau a fost înțeles greșit această idee. Da. Deci, iată două școli care deocamdată stau cu lacăt. Da. Nu se degradează? Ba da. Se degradează, dar vedeți ce putem face când oamenii puși de comunitate nu sunt de acord pe criterii politice cu o investiție sau o reabilitare sau o reparație. Care bănuiesc că nu este extraordinar de mare. Nu, era vorba de... Nu știu, vreau să zic acum, conform proiectului tehnic, aproximativ 100.000 de euro plus TVA. Da. Această reabilitare, care era prin fonduri europene, cu cofinanțare de 40% din această sumă de Consiliul Județean. Da, pentru că ați atins acest subiect, o să ajungem și la sănătate imediat. Da. Vedeți, în urmă cu ceva ani, comunele, cel puțin din județul Brașov, dar sunt convins că în toată țara era același lucru, cele care aveau nevoie de bani, aveau nevoie de finanțare, primul lucru pe care îl făceau, mergeau la Consiliul Județean în municipiul capitală de județ și cereau bani. Între timp lucrurile s-au mai schimbat puțin și mă bucur acest lucru, pentru că iată, primarii, consilierii locali, oamenii din aceste localități încep să facă proiecte care sunt aducătoare de bani, apropo, în sensul acesta.
bani europeni, câți bani europeni, de fapt asta e întrebarea, ați primit? Pentru investiție, evident. Pentru investiție am avut un centru de informare turistică care l-am moștenit, nu l-am implementat eu, și am făcut un proiect de 15.000 de euro pentru achiziționarea de costume populare, pentru tinerii, ca să mai lăsăm un pic așa investițiile, canalizările, drumurile, apa, să o lăsăm un pic la o parte, și am făcut această investiție la nevoile tinerilor, copilașilor de vârstă fragedă din comună, care își desfășoară activitățile acestea culturale, să le zicem, și care nu pierd tradiția, că se pierde tradiția, neavând... Da, bănuiesc că sunt câțiva profesori inimoși și învățători care încearcă să ducă mai departe datinile, ceurile. Da, este domnul director al școlii din Beclean, domnul Grama Ioan, care face parte din ansamblu și s-a ocupat de la începuturile lui pentru a merge activitatea sau a crea drumul corect și drept al acestei activități. Da. Bun, să venim și la celălalt subiect, e vorba de sănătate. Becleanul, iată, e de o parte și de alta drumului național 1. Nu e autostradă. Nu trece autostradă pe la voastră prin comună, însă este foarte aproape de Făgăraș, așa cum am spus, 3 km la vest. Da. Sigur că lumea, primul lucru, în momentul în care, știu eu, se simte bolnav sau are o problemă, trage o fugă până la Făgăraș, dar de foarte multe ori urgențele ar putea fi rezolvate și la fața locului. Da, aici lucrurile sunt împărțite în două. Să nu spuneți iarăși politic. Nu, zic împărțite din văzut din aspectul cadrelor medicale. Avem un dispensar modern în localitatea Beclean, reședința de comună, cu medic dentist, cu doi medici primari, medici, doctori de familie, să le spunem pe înțelesul tuturor, care își desfășoară zilnic activitatea acolo, la dispensarul medical, cât și pe teren. Aha. Urgențele ce mi-a spus dumneavoastră care se pot rezolva, se rezolvă odată în acest dispensar medical sau când sunt pe teren, sună doctorul de familie, se deplasează până la Calbor, până la Bolț, doctorul de familie, iar a doua parte, am zis că sunt împărțiți, se rezolvă aceste probleme la Spitalul Municipal Făgăraș. Făgăraș, da. Care duc, care sunt mai grave sau au o consecință mai gravă. Da. Da, deci există acest dispensar. Noastră spuneați că este foarte modern. Da, este modern și funcționează și un medic dentist. Se pot rezolva și alte probleme stomatologice. Da, probleme stomatologice. Da. Bun. Dacă din acest punct de vedere, sigur, încă o dată spun, norocul pe undeva, dintr-un anumit punct de vedere, este și Făgărașul. Sper ca făgărășenii, sau, mă rog, zona Făgărașului, să nu uităm că spitalul din Făgăraș a avut niște probleme, nu de mult. Și mai sunt încă și acum aceste probleme. Da, pentru că, sigur, spitalul de acolo deservește populația Făgărașului, dar mai deservește și cea din satele... Cum a spus la început emisiunii, din țara Făgărașului, din toată țara Făgărașului deservește toate problemele medicale. Așa este, da. În fine, vorbeați de tineri la un moment dat, mi-e teamă că după 1990 sau după chiar mai încolo, după 1995, această, nici nu știu cum să-i spun, această tradiție, dar cu ghilimele, a locuitorilor din zona Făgărașului, din țara Făgărașului, de a merge și a munci în străinătate se reia. Cred că foarte mulți tineri au și plecat în străinătate pentru un loc de muncă. În comuna Beclean, dar ce spuneți dumneavoastră, se adeverește. Nu vă pot da niște cifre exacte, dar majoritatea, cred că 70% din tineri sunt plecat în țări ca Italia, Spania, Germania la muncă. Vedeți dumneavoastră, după 2, 3, 5 ani de stat în aceste țări sau 10 ani de zile, greu ca să poți să-i mai aduci înapoi. Să plâng de birocrație,
se plâng de locurile de muncă. Deci asta nu înseamnă că nu vor să se întoarcă. Nu am zis așa ceva, vor, dar numai că se plâng de aceste lucruri sau aspecte din aceste lucruri care îi fac totuși să încline balanța să mai rămână, să mai rămână peste hotare. Deci Comuna Beclean și la momentul de față se confruntă cu aceste aspecte. Da. Sunt părinților aici, sunt bunicilor aici, dar ei sunt plecați. Da. Și ați întâlnit, ați avut, da, mă întristează ce îmi spuneți dumneavoastră, apropo de cei care se întorc. A bătut cineva la ușa dumneavoastră și v-a întrebat, domnule primar, uite, eu vreau să mă întorc, ce mi oferiți aici în comună? Da, au fost cazuri sau și... Uiteam niște bani și vreau să-mi... Sfaturi, ce să facă cu banii lor, nu le pot da de la primărie. Ce le puteți oferi în sensul ăsta? De oferit, ce să le ofer? Le ofer informații, le ofer un cadru legal în care poate să-și desfășoare activitățile sau activitatea care o cred ei de cuvință. Mulți au venit din, știți, din Italia, din Spania și au mai creat câte o firmă de construcții, câte o firmă de transport... Le-am explicat cadrul legal care trebuie să-l respecte. Da. Mai mult nu avem prea mult Comuna Beclean cu ce să îi ajutăm sau să le punem la dispoziție. Bun, sigur, probabil că cei care sunt plecați au acasă sau acasă, mă rog, de acolo de unde sunt, o casă, au un pic de au teren. Au casuri, au câteva hectare de teren, suntem o comună, adică oameni harnici, oameni înstăriți care au rămas cu moșteniri de la bunici, de la părinților. Da. Spuneți-mi, retrocedările de terenuri s-au încheiat în comuna dumneavoastră sau mai sunt încă probleme? Legea fondului funciar încă persistă și sunt probleme. Cu regret vă spun asta. Da, și eu aud cu regret că mai există, da, vă rog. Da, câți ani au trecut, slavă Domnului, destui și... Da. Ajungem mâine pe mine și ce că au trecut 30 de ani, că nu mai este mult. Da. Legea fondului funciar la Beclean persistă. Muncim pe două fronturi, cu două firme specializate și autorizate, adică mă refer statele Beclean, Luța și Hurez, o firmă muncește la planurile parcelare în Stereo 70, unde mai vin oameni, mai dau în judecată primăria, mai scot documente de la Arhiva Națională, au mai moșteni, nu-s de acord, vor pe vechile amplasamente, pe nu au avut aici... Da, de multe ori nu e posibil acest lucru. Vă dați seama că nu este într-o parcelă de 50, 60, 100 de hectare, dacă o singură persoană nu e de acord, nu se poate face planul parcelar. Iar pentru statele cealaltă, Calbor și Bol, și acolo este altă firmă autorizată, care muncește la întocmirea planurilor parcelare, dar vedeți și legislația, am fost blocați 2 ani jumate, știți, de lege 165, în care nu s-a eliberat niciun titlu de proprietate, nu s-a putut face schițe parcelare, ne-au cerut doar evaluarea tuturor suprafețelor de teren. Da, sper că ați explicat bine locuitorilor ca să nu vină la dumneavoastră să spună dumneavoastră să se devină primarul de vină, că nu ne primim pământul înapoi. Da. Bun, da, îmi pare rău că tinerii, iată, continuă să plece în străinătate, să muncească în străinătate, puțin sunt cei care se gândesc să se întoarcă. Cam care ar fi, știu, ocupația de bază în zona, în comună? Zona este împărțită în două. Statele care sunt peste Olt este cu zootehnia, creșterea animalelor, oilor, vacilor, avem multe stâni. Oamenii de acolo se ocupă în general cu creșterea animalelor. Cei care sunt în satele Hurez, Beclean și Luța, agricultura, creșterea cartofului. Da. Acolo suntem renumiți pentru asta. Așa este. Înainte, știu și era valabil pentru multe comune din județ, bărbații, dar și femeile, de multe ori, își împărțeau ziua în două. Deci, în prima parte a zilei mergeau la fabrică,
pentru că localitățile erau aproape la combinatul chimic în cazul ăsta, în zona Zărneștiului, la Tohan și așa mai departe. După ce veneau acasă, mâncau ceva și se apucau de partea a doua, anume de animale, de agricultură. Sigur, uzinele s-au cam dus, au cam pus lacătul pe porți. Soluția care este, sau care a fost soluția pentru cei care au lucrat 10, 15, 20 de ani într-o uzină, s-au găsit în final șomeri, s-au întors acasă la agricultură. Însă agricultură pe suprafețe mici sau cu animale puține nu se prea poate face decât așa anumita agricultură de subzistență, ceea ce iarăși nu este o soluție. S-au gândit să se adune mai mulți, să facă ferme mai importante din punct de vedere economic. Da, deci vedeți, acești oameni au înțeles lucrul acesta și legislația în vigoare, mă refer la subvențiile ape, pe care ați văzut că au plecat de la puteai să bași parcele de 10 ani la subvenție, după ce au crescut, acum parcă până la 35 de ani, cea mai mică suprafață care s-o bani. Cu timpul trecând și nemai având locuri de muncă în uzină, cum ar fi Nitra Amonia Făgăraș, care s-a închis combinatul chimic, atunci de la an la an au început și ei să lucreze din ce în ce mai tematic, mai bine, mai inteligent terenul, agricultura sau creșterea. Mai țineți minte reacția? Domnule, noi nu vrem, am fost la CAP, acum nu mai vrem CAP-ul, nu? Până, da. Cel puțin asta a fost prima reacție, prima în urmă reacție, cu ceva vreme. Dar acum se lucrează terenurile pe suprafețe mari. Da, e modalitate rentabilă și să se gospodărească corect și eficient, în primul rând. Da, da, este cineva care să le explice, să învețe, să conducă, de fapt, aceste asociații de proprietari. Da, am făcut pe Comuna Beclean, s-au făcut cursuri, sunt organizații non-guvernamentale cu bani europeni care au făcut cursuri de fermieri, au și diplome și s-au făcut întâlniri în fiecare sat, întâlniri trimestriale, întâlniri semestriale cu toți crescătorii de animale și cu toți agricultorii. Bun. Revin la o altă problemă care a existat și probabil că există. Bun, crescători de animale, însă de aici se colectează. Se colectează lapte, se colectează carne. Există în comună asemenea stații de colectare, vin din altă parte. Cum se desfășoară tot acest proces? Pe raza comunei doar în ghilimele doar producem, cum ar fi. Restul fiecare se descurcă pentru desfacerea acestor probleme, acestor produse. Produse. Probleme sunt, ca peste tot, ați văzut. Cerere ar fi, dar sunt prețurile mici, producătorii nemulțumiți. Pe de o parte sunt cei cu creșterea animalelor, este scăzut prețul la lapte, subvenția mică, la animale la fel și pe de o parte cei crescătorii de cartofi, care produc cartofi, care lucrează pământul pentru creșterea, cultivarea cartofului. Și acolo prețul oscilează. Toamna un preț mai bun, după aceea mai scade. Da. În urmă cu o săptămână am făcut o parte a acestei emisiuni, Brașovul tău, cu președintele Federației Naționale a Cultivatorilor de Sfeclă și extrem de interesant au fost informațiile pe care ni le-a oferit. Printre ele, iată, apropo de subvenții, pentru că ați amintit de subvenții, de exemplu, cultivatorii de sfeclă vor primi o subvenție foarte importantă, 840 de euro pe hectar. Nu știu cât este la cartof. Vă asigur că nu este așa mare. Da. Nu știu cât este pentru furaje, bănuiesc că nu se ridică la această cifră. Da, e păcat, iată, țara cartofului, nu? Așa se spune. La pășune, vreau să vă spun, este aproximativ 280 de euro pe hectar. Da. Am înțeles. Și deci vrem lapte și carne de calitate. Corect ce spune și dumneavoastră, da. Bun.
am văzut aici un lucru, deci în informațiile pe care le-am cules, interesant. Aici se vorbește și de morărit, panificație, pescuit. Se pescuiește la dumneavoastră? Da, avem, m-am spus de morărit, pe raza cum mai funcționează și omoară, în satul Beclean. Bineînțeles, societate privată, desfășoară o activitate privată și avem și în proprietatea primăriei, în care încercăm acum, tot așa am muncit până le-am intabulat, avem câteva lacuri de pești formate din Olt, de lângă Olt, din brațul vechi, când s-am lucrat la Olt, au rămas niște... Ele au aparținut unor societăți de stat înainte sau au rămas, ce regim aveau? După 90 au rămas la Guvernul României. Guvernul României avea monitor oficial dat din 2002 în care au intrat în patrimoniul ATE-urilor. Aha. Da, da. Mai mult de atâta și care le avem și la ora actuală în proprietate, le-am intabulat, vrem să facem o activitate sportivă, să le închiriem, să le concesionăm, să facem ceva benefic pentru comună cu aceste monumentele istorice și aveți, slavă Domnului, da. Aveți Biserica Ortodoxă, Adormirea Maicii Domnului, iată, aveți, apropo de școală, am uitat să amintim telespectatorilor că școala veche din Beclean a fost construită la sfârșitul secolului XIX și la solicitarea chiar a mitropolitului Andrei Șaguna. Șaguna, da. Pentru că ați amintit, am amintit și mi-ați reluat ideea cu pescuitul, două elemente sau trei elemente importante, știu eu, pot duce la dezvoltarea unei comunități. În primul rând, obiectivele istorice, da. Apele, da, luciurile de apă și pădurile. Asta dezvoltă turismul. Ce se întâmplă la Beclean din acest punct de vedere? Obiective turistice, cum ați amintit, da. Sunt, avem, se pot vedea toate bisericile din aceste state care au o istorie veche, da. Nu putem spune că au o istorie nouă. Turismul, avem și o pensiune pe raza comunei, în satul Calbor, unde vin turiștii, le place zona, este o zonă foarte... Deci asta vreau să vă întreb, este important, degeaba ridici o pensiune când stai cu ea goală, este, da? Un peisaj de vis, toți care au fost vizitatori a acestei pensiuni au vizitat biserica din Calbor, biserică foarte veche, au vizitat muzeul din interiorul școlii, da, care v-am amintit, da, de el, și au văzut casele și stilul caselor din zona Calbor și Boholz. Pe partea cealaltă, în satele Beclean, Hurez și Luța, poate avem și un mic dezavantaj sau avantaj. Este Făgărașul aproape, da. Cetatea Făgărașului atrage turiștii. Odată, da. Odată atrage turiștii mai mult decât satele acestea. Da. Domnule primar, nu știu ce să zic, eu nu fac decât un apel la telespectatori să se urce în mașini, autobuze, într-un mijloc de transport oarecare și să vină la Beclean, pentru că chiar au ce să vadă acolo și se pot simți bine. Eu vă mulțumesc. Și vă mulțumesc pentru invitație. Aștept pe oricine deschis, colaborez cu oricine, nu am nici cea mai mică problemă. Mulțumesc încă o dată, cu siguranță ne vom reîntâlni curând, doamnelor și domnilor. Prima parte a emisiunii noastre, Brașovul tău, se încheie aici. Vă dau întâlnire peste câteva momente după o pauză publicitară.